speranță și prietenie și dacă ar fi să mă gândesc la o ierarhie a acestor cuvinte, ar fi în primul rând speranță. Speranță pentru jurnalism. Pentru că jurnalismul în momentul de față se află într-o situație foarte delicată, pentru că publicul se uită din ce în ce mai puțin la televizor, pentru că evită știrile, pentru că există o abundență de informații și pentru că rămânem noi jurnaliștii din ce în ce mai singuri cu ceea ce facem. Ne-am străduit să le oferim refugiaților ucrainieni informațiile de care au nevoie ca să se descurce în România și mai cu seamă în partea de nord a țării unde ne aflăm noi. Le-am oferit informații despre acces la acces medical, la spital, la medicul de familie, la servicii de sănătate, la farmacii, am discutat despre educație. Le-am oferit și în același timp și românilor foarte multe informații despre ceea ce înseamnă de fapt refugiații ucrainieni pentru noi, o oportunitate, pentru că între ucrainieni sunt și persoane foarte, foarte bine pregătite. Sunt medici, sunt ingineri, sunt oameni, sunt profesori foarte bine pregătiți pe care noi românii îi putem ruga să ne ajute să ne sprijine în proiectele noastre aici și noi putem să dezvoltăm spitalele și noi putem să construim alături de ucrainieni și ucrainieni alături de noi.